Cele două instituții au conturile blocate de câteva zile din cauza datoriilor acumulate în ultima perioadă. Consecințele sunt grave, iar situația va reveni la normal abia când se va achita o parte din arierate. Spitalul Județean ca instituție are conturile blocate deoarece n-a achitat arieratele și blocajul presupune sistarea altor plăți în afara celor reprezentând salarii, contribuții, arierate sau finanțare fonduri externe nerambursabile. Până la achitarea arieratelor nu pot să facă alte plăți decât acestea. Primărie există? Primăria Husnicioara, dar are blocată sistarea cu cote și sume. Dacă are banii ei, poate să facă plăți din veniturile proprii. Unitatea medicală așteaptă banii de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru ca situația să revină la normal. Periodic, spitalul are conturile blocate, întrucât cheltuielile unității depășesc veniturile din serviciile pe care le prestează. Consumul lunar este de 5,2 milioane de lei, în timp ce de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, spitalul primește prin contract suma de 4,8 milioane de lei. Aceste datorii au crescut de la lună la lună, iar în prezent, Ministerul de Finanțe, care până în decembrie anul trecut a manifestat o toleranță, să spunem, suspectă la faptul că spitalul nu-și plătea datoriile către stat, adică CASE-ul și datorii impozitul pe salarii, acum a introdus penalități, a introdus tot felul de chestii penalizatoare, care încarcă datoria de 5 milioane de ron care o avem către Ministerul de Finanțe, o încarcă cu 360.000 de ron ca penalități, astfel încât spitalul trebuie să plătească la ora actuală, deși nu prea are bani, trebuie să plătească și aceste penalități. Spitalul Județean a avut ultima dată conturile blocate în luna iunie din cauza imposibilității achitării facturilor la utilități, medicamente și materiale sanitare.